cura cu nuci, cel mai puternic medicament al toamnei, poate face minuni pentru inimă și creier. În fiecare toamnă, medicina naturistă recomandă o cură de nuci ca adjuvant în tulburările de stomac și intestine. Ulcere, dispepsii, iritații, diaree, constipație. Persoanele care includ zilnic în dietă nucile, alunele sau migdalele au un risc mai mic de a suferi de boli cardiovasculare, de diabet și de cancer, arată studiile. Nucile contribuie din plin la prevenirea bolilor cardiovasculare, iar meritul revine acizilor grași esențiale omega-3, care scap nivelul de colesterol rău și previn înfundarea arterelor. În plus, nucile îmbunătățesc circulația sângelui. Consumul periodic de nuci proaspete întărește vasele de sânge și previne deteriorarea acestora, mai ales la vârstnici. Datorită bogăției în vitamina E, consumatorii de nuci prezintă risc minim de a face un atac de cord. 8 nuci pe în arterele flexibile, inima sănătoasă și previn apariția atacului vascular cerebral, arată un studiu american efectuat recent. Cercetările moderne au arătat că nuca este stimulant al memoriei și e recomandată celor ce depun un efort intelectual sporit. Nocile conțin lecitină, o substanță care stimulează memoria și puterea de concentrare. Conținutul bogat în zinc recomandă miezul de nucă în tratamentul asteniei, întârzierilor de creștere, tulburărilor sistemului nervos. Depresia este una dintre afecțiunile cel mai des întâlnite, în prezent, la persoane din ce în ce mai tinere. Această boală se poate combate cu un consum regulat de nuci. Studiile arată că alimentele bogate în acizi grași esențiali, cum sunt și nucile, contribuie la alungarea depresiei și la dobândirea unei stări de calm. Nocile sunt indicate și în tratarea unor afecțiuni precum Parkinson și Alzheimer. Sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți! Consumați nuci, dar în cantități moderate, deoarece conțin iod care se știe că îngrașe și aduce avantaje, dar și dezavantaje.